Hei, salutare, oameni fain! Sper că aveți o zi minunată! Azi o să continuăm să răsfoim seria Topolino și de data aceasta vom răsfoi împreună numărul 3555 cu o copertă demențială, unde l-avem așa pe unchiul Scrooge, așa frumos, în corsar. Băi, deci o copertă, una din cele mai frumoase coperte din colecția mea de Topolino. Și un număr ce a apărut pe 10 ianuarie 2024. Deci avem un număr din anul curent. Foarte nice, foarte frumos. Și încă o dată, citind numerele de la Topolino, îmi crește puțin invidia față de piața italiană. Faptul că ei încă oferă. Din păcate, în România nu mai avem această doză de magie și de bucurie cu personajele Disney. Da, cine știe, poate la un moment dat, poate cumva, nu știu, acest produs va fi și exportat în România sau poate va apărea. Dar de ce zic cu nostalgie? Pentru că în acest volum, ca și în toate cele prezint, pe lângă poveștile foarte interesante, mai parte de jocuri, de glume, de dume, de... E ce trebuie. Pentru cei mici e ce trebuie. Atât am de rămâncă. Dar să intrăm așa puțin rapid prin el, să vedem ce a oferit acest număr 3555. Începem așa direct, bineînțeles, cu o reclamă pentru Disneyland. Ah, interesant. O dumă de început. Bineînțeles, cuvântul înainte de Alex Bertani, care este editorul șef pentru acest proiect. Evident, o copertă de Andrea Frecero și avem coperta finală și, bineînțeles, coperta la nivel de schiță. Bun, trece și de partea aceasta de cuprins. O altă reclamă la un volum ce urma să apară. Și dăm de un story destul de lung, Il Corsaro sau Corsaru, și cu niște desene demențiale, adică povestea în sine a fost nice, dar mi-au plăcut desenele, adică dacă se poate observa, nu știu, poate greu de înțeles pentru multe persoane sau așa, dar stilul acesta de fantasy, de personaje bine conturate, un story chiar foarte bun, adică nu se pretează numai pentru cei mici. Că această revistă citit de la cei mici până la pensionari. Dar e un story care merge pentru toate clasele de vârstă. Și așa, o poveste în aia, băi, Topolino, că o citești pe tot într-o singură zi sau în două, trei zile, mai ales că apare săptămânal. E plăcut, e nice. Chiar îmi pare rău, cum zic, că noi nu avem așa ceva pe piața din România. E și păcat. Da, se termină aici prima parte, da, vă urmăm. Mai avem o reclamă la următorul volum din Paperinic. Da, un spin-off de Donald Duck, un fel de Batman. Ca să nu mai zicem speciale TV, Topolino diventa libru, bineînțeles că da, vor începe o nouă serie de, să zicem așa, albume mai mari cu numele Topolino clasice. Intrăm și în partea a doua din Il Corsaro sau Corsaru. Deci, e nice, e... Deci, mi-a plăcut atât de mult această poveste cu Corsaru, cu Marea, cu... Foarte nice, foarte frumos de asemenea. Da. Deci, cum menționam, e un story destul de lung. Adică dacă se va putea și focaliza. Din câte din revista, aproape jumătate din revista a fost un singur story. Ceea ce e plăcut. Niște reclame la ce mai apăreau. Albume Pokémon. Da, deci încă e la modă Pokémon în Italia. Agenda săptămânală, aici câteva recomandări, ce se putea citi, unde să mergi, ce să vizualizezi. Foarte nice. Mai dăm și de un story foarte bun cu Goofy. Bine, un story care nu e chiar așa, să zicem, în câteva pagini. Iar se continuă și seria respectivă cu schițele pentru personaje, cum se fac personajele, să înțelegi mai bine cum sunt desenate. Uite, pune și partea aceasta educativă așa, poate va trezi așa un sentiment de, bă, vreau să desenez și eu. Da, avem și o pagină așa cu bancuri trimise de la cititori. La fel, dăm și într-un alt story. Și acesta nice, mi-a plăcut mult. Bineînțeles, rubrica aceea cu jocuri, cu integrame, cu de toate. Un turnel terore. Da, aici ne face cunoscut așa puțin mai multe detalii la, cum menționam, la ce urma să apare. Așa un volum mai dark, așa puțin mai cu horror. Bine, horror, dar pentru copii. Foarte nice. Bineînțeles, reclam la Zio Paperone, numărul 66, cu o copertă demențială. Iar avem și aici la fel ceva de rezolvat, un joc pentru copii, integrame.
Uite, altă publicitate la următorul volum de grandii clasici Disney. Păi, deci n-ai cum să nu fiu leacă de ciud acolo. Continuăm aici, a doua parte dintr-un story mai lung, dar cum ne obișnuiește de fiecare dată, să zicem așa, prima pagină te pune în temă. Și ceea ce îmi place foarte mult, la cum s-au gândit să fac așa pe partea aceasta de format, adică zici că băi, sunt lipite cu scoci așa, deși sprintate, și adică băi, se vede că se pune o leacă de pasiune aici și sunt atent la toate detaliile acestea mici, pe aici, pe acolo. Un story foarte nice. În numărul acesta avem și un reportaj despre lumea pietrelor și a mineralelor sau rocelor. Educativ. Asta și menționez că, uite, în colaborare cu National Geographic Kids. Și ce mi-a plăcut incredibil de mult această secțiune, la angolo de letorii sau, mă rog, colțul cititorilor, de în numărul acesta, să zicem așa, că cititorii, o parte din cititori, cei mici, și-au trimis poze cu colecțiile lor Topolino. Și putem să ne uităm aici la cei mici. But this is nice. Când te uiți așa la bucuria de pe fața lor, că na, colecționează benzi desenate și... Cum să nu apreciezi așa ceva, doamne? Dar cred că cel mai tare mi s-a părut ultimul copil, Matia, 8 ani de la Roma. Jesus, man, de ce are în spate câte numere Topolino. Și băi, ce nice, ce plăcut e, pe lângă faptul, na, ce bucurie pe ei că apar în revista pe care eu o citesc regulat, dar să vezi așa bucuria pe fața lor, că uite, ei se bucură de această bandă desenată, pe lângă faptul că o citesc, o colecționează, sunt mândri de colecțiile lor. Asta ne lipsește și nouă. Ca să nu mai zic, trasete Johnny, mă rog, în numărul următor, 3556, că, cum menționez de obicei, da, Topolino dă frecvent lucruri interesante, în numărul următor urma să dea și o lanternă specială, astfel încât să poți să citești și noaptea. Deci cum se... Cam așa a urmat să poți să citești și noaptea, că, mă rog, e o lanternă destul de interesantă, cum se aplică. Bă, dar cât de tare, să-mi bat piciorul, să primești așa o lanternă din asta de citit, amazing. Și plus, bateriile sunt incluse, adică, băi, totuși. Și este portabilă, se poate plia foarte bine pe orice tip de volum. Băi, vezi, încă o chestie pentru copii, adevărul că și mie vreau. Și eu aș fi vrut o astfel de lanternă și pot să stau o noapte pentru întuneric. Mă rog, datele despre acest număr, editură, oamenii care au lucrat, toate cele, rezervările la integrame. Mai avem așa un preview pentru numărul următor, care vine așa cu o copertă, nu era, cu direct cu Mickey Mouse. Bineînțeles, detalii despre lanterna ce urma să se primească la acest număr. La final, iar câteva bancuri trimise de către cititori. O reclamă pentru, na, de ce e bine să te abonezi și ce primești cadou și pe lângă faptul că ai parte de discount, primești și acest box set în care să se colecționezi toate numerele din anul respectiv. Foarte nice, man, foarte nice. Și la sfârșit mai avem așa o reclamă la numărul 523 din Paperino, deci iar alt volum, deci oh my god, man, deci repet, mor de invidie și de ciudă. Și de asta pe cât posibil încerc să îmi iau cât mai multe din Italia pe partea de Topolino, Paperino, Zio Paperone și tot ce mai au pe acolo, pentru că sunt povești frumoase, îți dă doza aceea de magie și bucurie, trecând peste Marvel, DC, graphic novels, chestii serioase. Din când în când ai nevoie și de magia asta, bucuria clasică Disney. Dar mai pe scurt, acesta a fost Topolino numărul 3555. Sper că v-a plăcut pe această cale. Nu rămâne decât să vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Nu uitați! Un click acolo pe butonul de subscribe face banda desenată fericită. Vă urez o zi cât mai bună și, bineînțeles, baftă tuturor!